Încercăm să aflăm dacă noaptea a fost sau nu un standing bun pentru primarul miovenului Ion Georgescu, care a anunțat ieri extrem de supărat după meciul cu FCSB că va retrage echipa din campionat. Bună dimineața, ne cerem scuze sau vă prezint scuze că ați așteptat puțin pe fir, dar sperăm că va mai înveseli puțin dimineața Andrei Duban. Bună dimineața, într-adevăr, după o noapte care nu a fost prea bună pentru mine și probabil iubitorii sportului din Mioveni, m-a înveselit. Ceea ce am spus aseară, am spus adevărul, că omul la supărare spune adevărul. Corect. Și este punctul meu de vedere personal, care voi susține în continuare. Mâine voi consulta membrii Consiliului Local și sponsorii și probabil că prin retragerea echipei vom da un semnal în care UEFA va întreba probabil pe Gino Iorgulescu și pe Pasarin ce s-a întâmplat. Că am scris atâtea memorii și nimeni n-a luat nicio atitudine. Cel puțin să ne fi mințit ceva. Deci, n-are rost. Probabil că își doresc altă echipă, probabil că își doresc... Am observat inclusiv în emisiune dumneavoastră de azi noapte și mulțumesc domnului Porumboiu și domnului Crăciunescu pentru poziția care au luat-o. Mai ales că au fost oameni de fotbal cu vechime și cu experiență foarte mare, poate de cei care au arbitrat, poate de cei care sunt la ora actuală la LPP-ul, este punctul meu de vedere și poate față și de mine și de... Deci vă mențineți decizia, domnul primar, de a propune... Nu să nu. Păi, domnule, are rost să faci cheltuială, dacă toată lumea... Deci la CFR atunci... Ați văzut și dumneavoastră că ați prezentat în mai multe unghiuri. Deci nu m-a deranjat că n-ai bătut. Deci n-a dat și 19 metri. Chiar așa, nimeni. Noastră, ați mai pomenit să plătești observatorul de joc și documentul este secret? Cine l-a fi citit, nu știu. Probabil că la CSAT-ul. Păi nu. Noi nu știm. E secret deci... pentru noi, dar pentru ei nu-i secret. Așa s-a întâmplat mereu. Da, dar n-au dat niciun comunicat. Nu dau comunicate. Dacă mergem acum în arteria de circulație și ne oprește un polițist și am greșit în trafic, ne dă amendă și ne dă un proces verbal. Și vă spune pentru ce? Da, corect. Sigur. În regulă. Mulțumesc. Din păcate trebuie să încheiem această emisiune. Iată, Miovenul își menține decizia de a se retrage din campionat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mâine când primarul va supune la vot această doleanță.